se va decerna a doua centură Urban Legend a zilei. La categoria 95 de kilograme, main eventul galei Urban Legend 4 este meciul dintre Ben Schneider din Anglia și românul Silviu Străinu, legitimat la Urban Legend Academy Constanța. Super match, un match în care se pune în joc centura Urban Legend, recunoscută de WMMFC la categoria 95 de kilograme. Doamnelor și domnilor, ne aflăm la capătul unei gale pline de knockout-uri astăzi. Sunteți pregătiți pentru spectacol? Am văzut multe meciuri înainte de limită, atât în undercard, unde am avut trei meciuri la decizie, încheiate la decizie, și unul prin knockout, victoria lui Ștefan Orza de la Sharjah din Constanța. A urmat fight cardul principal pe reguli de K1 cu două meciuri încheiate prin knockout și numai puțin de trei prin abandon. Al patrulea, de asemenea, poate fi considerat abandon pentru că învinsul a renunțat din cauză că s-a accidentat. Așadar, foarte multe meciuri încheiate înainte de limită, evident, chiar toate din fight cardul principal pe reguli de MMA. Dar să-i așteptăm pe protagoniștii main eventului galei Urban Legend 4. Primul intră în sală, Ben Schneider, englezul care îl va înfrunta pe Silviu Străinu. Cei doi se luptă astăzi pentru centura de campion Urban Legend la categoria 95 de kilograme. Iată-l pe englez însoțit la ring de mai mulți membri ai delegației venite din Republica Moldova, inclusiv pe învingătorul luptei precedente, pe Nicolae Garbuz, iată-l în stânga acestei imagini. Unul dintre antrenori provine de la clubul bucureștean Akatsuki. Și să-l vedem și pe Silviu Străinu, a cărui intrare în ring este precedată de un moment artistic. Silviu Străinu este și antrenor la Urban Legend Academy Constanța. Thank you.
Vedeți în dreapta pe Silviu Străinu, care va fi asistat la colț de experimentatul antrenor Marcel Jipeanu de la CS Năvodari. La rândul său, Ben Schneider este însoțit la colț de Nicolae Garbuz. Și, conform obiceiului, vom asculta imnurile celor două țări, Anglia, respectiv Marea Britanie și România. Am ascultat împreună God Save the Queen și Deșteaptă-te, rămâne în sala sporturilor din Constanța pentru Ben Schneider și Silviu Străinu, luptătorii care se vor bate pe durata a trei reprize a câte 3 minute pentru centura Urban Legend la categoria 95 de kilograme, reguli de MMA. Ultimul meci al galei Urban Legend 4 între Străinu și Schneider. Schneider are short în care vedem și culoarea roșie, Străinu în stânga acum, short de culoare complet negru. Și un prim pumn al lui Străinu, pus la pământ englezul. Oprită lupta pentru că a căzut din nou pe acele trofee luptătorul englez și pare să fie accidentat destul de grav. Au intervenit imediat medicii să vedem dacă s-a rănit la contactul său cu masa sau cu trofeele. Schneider. Abandon după câteva secunde de luptă și victorie pentru Silviu Străinu, campion Urban Legend la categoria 95 de kilograme. A căzut foarte rău englezul după un pumn pe care îl vom revedea imediat. Iată, a căzut acolo undeva în zona mesei, a mai fost lovit de câteva ori de Străinu, până când arbitrul de ring a oprit lupta. Este pansat în zona capului Ben Schneider, în timp ce în ring Silviu Străinu va fi încins cu centura de campion Urban Legend.
Iată în brațele lui Mihai Isop, promotorul acestei gale de arte marțiale. Iată, lovit la nas Ben Schneider, participă la decizie, o decizie în favoarea lui Silviu Străinu, knockout în prima repriză. Aceasta a fost gala Urban Legend 4, desfășurată în sala sporturilor din Constanța. O gală în care Mihai Isop a pus la bătaie două centuri de campion Urban Legend. Acestea au ajuns la Marian Rusu, de la Marian Rusu Team, categoria plus 100 de kilograme, și la Silviu Străinu, de la Urban Legend Academy Constanța, la categoria 95 de kilograme. Să-l ascultăm însă pe Silviu Străinu. Dedic victoria familiei, vouă, Constanței, Năvodariu și, nu în ultimul rând, promotorului Mihai Isop, care a avut încredere și a făcut tot acest eveniment posibil. O seară plăcută tuturor! Da. Silviu! Mulțumim, Silviu! Felicitări pentru această centură pe care ai câștigat-o extrem, extrem de repede, vă spuneam. Marian Rusu și Silviu Străinu sunt campionii Urban Legend de astăzi, ambii în meciuri pe reguli de MMA. Vă reamintesc că Urban Legend 4 s-a încheiat, urmează Urban Legend 5, evenimentul al 5-lea al acestei promoții, care împlinește mâine 28 mai, fix un an de existență. Va avea loc pe 2 august la Constanța, probabil pe stadionul Farul. Cu siguranță Urban Legend 6 va fi găzduit de sala sporturilor din Constanța. Cu aceste imagini ale sărbătoririi centurii câștigate de Silviu Străinu, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Gabriel Turcu, împreună cu membrii echipei tehnice care au făcut posibil această transmisie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. La revedere!